în momentul ăsta, în locul ăsta, de fapt, voi nu vedeți, dar noi vedem, sunt toate sururile foamea. Așa? Imnul foamea la și. 3, 2, 1 și... FOAMEA! Suntem la Miro acasă, toți. Pe bune, toți. Am încăput. Și astăzi e splendid, azi în care am făcut 4 ani de YouTube și 4 ani de episoade. M-am făcut o surpriză cu peturi, că așa nu-mi place nouă, nu cu lumânări sau de-s. Am hotărât să filmăm 2 episoade. Astăzi facem un challenge cu Miro, nu știe despre ce e vorba. Mi-a zis să țin 2 chestii în mână, chestii cu care eu nu știu ce urmează să fac. Da, păi am zis să nu fim obsceni. Încă una, încă un challenge, de fapt l-am mai făcut, știți voi. Urmează să facem testul prieteniei în varianta surorile foamea. Vai. Ok, hai să-ți explic despre ce vorbeam. Stai să facem și un început. Ok, hei, sunt Tequila, ea e Miru. Salut! Și asta e Adevăr și Provocare, partea din săptămână când am ales să facem wooden challenge. Avem 2 lucruri din lemn. În general sunt 2 linguri din lemn, dar noi asta am avut și asta. Observ că sunt o gospodină pentru că sunt tocite, da? Da. Mulțumesc. Și jocul e așa, mă legi la ochi sau te leg la ochi și ai chestiile astea 2 în mână. Fiecare îi dă celelalte câte 5 obiecte pe rând. Am crezut că ne dăm capace cu... și chestii. Tu cu ochii închiși trebuie să ghicești ce ți-am dat. Știi? Cu astea. Trebuie să pipai cu chestia de lemn? Da, să ghicești. Dacă pierzi, bineînțeles că faci o provocare. Ca data trecută. Bine, am data trecută m-am băgat în dulap. A fost minunat. Data trecută am bătut la toate ușile din lume. Într-un hotel. A fost minunat. Da. Puteți să găsiți episodul pe YouTube sau pe Antena Play. Se numește Devastăm Hotelul. Da. Devastăm și camera lui. Gata? Cine începe? 2 din 3, da? 1, 2, 3 și... 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 Bă... Încep. I do not care. Da. O să fie lucruri rainbow. Doamne, mă bun de lucruri random. Stai, nu te mișca. Ești conștientă că nu nimeni, stai, nu? Stai, nu, așteaptă. E pătim sau ceva chestia asta? Nu, hai. Gata. Cine mai sus? E ceva atârnător, e un lanț. E un lanț? Ok. E ceva atârnător? Da, poate. Un lanț. Bine, și mai dăm un detaliu. Stai! Am un singur lanț în casă cu chestia asta pe care nu l-am mai purtat de 7.000 de ani. Trebuie să-mi iau aminte ce pandant are. E un glonț? Da! Yeah! Știi de când n-am mai găsit ăla? L-am găsit. Toată lumea are flow-ul să găsească chestiile la mine în casă, numai eu nu. Vezi că ai 5 de ghicit. Da, am ghicit una, da? Da. Hai bine, iar te bat. Stai! Păi eu trebuie să simt. Trebuie să simt. Am că am mai cântat la pieptăn înainte, nu-i panic. Ameș! Vai! Stai. Stai. Hai. Stai sau... Telecomanda. Vai de capul meu, dar așa ceva nu-i corect. Deci am 3, da? Da. Hai. O portocală. Deci mie mi se face rău, putea să fie orice. Și nu mai spune că nu știi ce chestii am prin casă, că știi. Mai e una și câștigă. Bineînțeles. Hai că data trecută am luat 4 din 5, oricum ți-am dat-o pe coajă. Deci vezi că dacă umbli în dulapul cu dubioșenii, mi se face rău deja. Stai, Martize. Hai. Dăm. Mi se face rău, deci mi se face rău. E mare prezervativ. Da. Ei, nu știu de mare. Așa e? Da. Hai să vedem, eu mă gândesc rapid. Ce? Gata. Vai, dar e foarte greu, eu n-am cum. E un portofel. E un portofel că se aude ăla, fermarul. Portofelul meu? Da. Sunt genii. Dar zi provocarea de acum măcar. Deci ai câștigat una, da? Hai, este o chestie pe care o țin în mână. Stai, așteaptă. Nu știu unde e un parfum, așa, așa. Încearcă să nu mă plași fără degete. Nu știu unde este, asta este. A, e mânuța mea. Lasă, se sparge? Nu, cred că e așa sensibil să se spargă. Ha, e ceva dintr-un domeniu în care cunoști. Nu mai dai indicii. Nu, că e imposibil. De-aia nu ți-a dat, nu i-ai dat indicii. Eu sunt mai perspicație. E mai ciudată. Zici că face voodoo și să moare. Să mă concentrez, e o sticlă de ceva.
Vai. Giza se putea să... Fii atentă, fii atentă. Eu știi cum am făcut la proba ta? Ia o logic. Dacă eu țin chestia asta în mână și îmi simți degetele cu lopețile astea de lemn, gândește-te că este ceva mic la mine în mână și este ceva ce știi prea bine. Tu n-auzi cum sună? Păi sună sticlă. Nu sună. Ești pungă dacă îmi zici că sună sticlă. Lemn? Nu. Ești pungă. În capac. Nu. Nu e obiectivul, nu? Nu. Jesus, deci o să fac gărgăun chestia asta să fie pe timp, să știți. Hai, dar nu e corect, mă, că nu... Dar mai ai și de coaia în cap, femeie. Ține lopețile aici, de nu te las. Dacă nu ghicești pe ăsta, mă supăr extrem. Pac. În capac. Nu e capac. Nu este capac. Simte, simte. Lasă. Hai că simți. Deja dacă îți dau indiciu cel suprem, n-am, îl ghicești direct. Ce-am făcut eu astăzi? Eclanța? Nu. Nu, știu că m-au blocat în casă, dar nu, nu eclanța. Mi-a băgat eu, nu. Ce mi-a spus? Flash-ul, expander-ul! Expander-ul! Deja, dacă ce mi-a băgat. Deja, ce mi-a băgat eu, nu. Bravo, i-am dat un indiciu, am cupă, nu, nu. Fii atentă, haide. Ce, gata? Băi, nu. E mâna, păi, și ce ating? Păi, eu nu știu unde e obiectul. Acolo e. Ăsta e obiectul sau mână? E obiectul. E mână? E obiectul. E piciorul tău în puie. Da, bravo. Ia vezi bine. Ce? E o perie. Bravo. Bă, nu se poate. Hai să vedem, trebuie să mai găsesc ceva suprem acum. Dacă să-ți dau, să-ți dau bloc la creier. Așa. Mulțumesc pentru sugestie. Surorile foamea. Surorile foamea. Ia să vedem. Stai imnul. Foamea! Ce, mă? Asta nu mai ghicește. Ia analizează. Deci așa greu e că te sunt dat seama pe sunet. Vezi? Hai că ai și două perechi de urechi. Da. Gata, o ai fix acolo. Stă între lopeți. Cum să stea? Stă acolo, ia vezi. Ce? Băi, e un papuc o să... Nu e papuc. Bă, deci e o chestie dubioasă aici, e ca o perie. Nu e perie. E lemn. Nu e. Pungă. Hai mă, o pungă trebuia să-i dau pe voi. Și eu ți-am dat ceva ușor. Mi-ai sugerat, să-ți fac o poză, atâta mi-am inteles. Seriously? Maniaca de selfie. Mă dau bătută. Gata? E sigură? N-am cum, mă dau bătută. E sigură? Nu cred. Cred! Nu e corect de... Tu ce... Avem. Cum poți să-mi spui că te-a făcut o coajă de portocală, frate? Mă cheamă Stevie și acceptă geometria. Stevie este cuierul. Toată lumea e Stevie. A venit baleta pentru... Acum suntem toate surorile foamea și o să facem testul prietenii. Pe care o să-l vedeți probabil săptămâna viitoare. Ce să-i dau? Să-i dau să ingereze ceva. Nu! 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 Vreau să papi această coajă de portocală. Dacă ea te-a făcut, fă-o și tu pe aia. Vreau să o mesteci. Vreau să o mesteci. Cu ce poftă am mâncat. Hai, mai flec un ouă. Wow! Mi-a scurt, bă. Și din nou gărgăuni, am băut-o. Am băut-o pe tequila. Să sperăm că v-a plăcut și episodul de astăzi. Să sperăm că vom mai face episoade frumoase și de bune și de merda. Și ne vedem săptămâna viitoare cu următoarele sketch-uri, idei și serii tâmpite pe care o să le mai facem. Da, ne vedem. Ok, bye! Bye.